E prea bun, prea bun. N-avem cum să dăm noroc. Continuați! Preferatul meu de până acum. N-a zis asta nimănui, să știi. Da, e bine. De 2 ani așteptam să zic asta. Bine, bine, bine. N-am să stau foarte mult de vorbă și n-am să dezvolt mult și n-am să fac ca domnul Bitman, am să spun sincer și scurt, da! Ești foarte bun! Timbru bun, totul bun, da. Oamenii care știu să cânte nu vor să-și împartă premiul cu mine. Votul meu este da. Extraordinar! Și la altă vreau să vă tasul? Narcis, ai 3 de da, fugi de aici. Ne-a luat prin surprindere, drept pentru care la dată o să scriem 20 și ceva decembrie. Numele producției este X Factor, scena este finală. Acolo te vedem. Bravo. Bine venim la X Factor. A fost un spectacol, Narcis. A fost vocea pe care o căutăm. A fost o surpriză imensă pentru noi. Am văzut pe Birman că se uită așa serios la mine. Dar chiar o să ridicată cu ceapă. Mi-a venit să cred. Narcis chiar deține o voce înspăimântătoare. Deci poate sta în linie cu Tudor Turcu la capitolul ăsta. E adevărat, în registrul de jos, dar are o voce mare. Să sperăm că o să-l țină gâtul până la sfârșitul X-Factor.